ca mulțumim foarte mult apel disperat al avocaților profesorului român închis într-un penitenciar de maximă siguranță din Shanghai pentru o fraudă cu un prejudiciu de 80 de dolari. Avocații cer de urgență intervenția președintelui Claus Iohannis în acest caz pentru extrădarea bărbatului. Colega noastră, Bianca Timș, are mai multe informații. Bianca, te rog. Bun găsit pare a fi o problemă care nu-și mai găsește rezolvarea și asta pentru că, de-a lungul timpului, avocații profesorului Marius Balo au tot solicitat autorităților române să intervină, însă până acum fără niciun rezultat. Avocatul care îl reprezintă pe Clujan a declarat că autoritățile din România l-au abandonat pe acesta și nu au făcut demersuri pentru transferul în țară. Acum a trimis o cerere chiar președintelui Claus Iohannis, cel care în luna noiembrie, într-o conferință de presă, a promis că se va interesa de situație avocații vor să se facă demersurile necesare la Centrul de Cooperare Polițienească Internațională pentru a demara procedurile de transfer a lui Marius Balo, iar acesta să poată executa pedeapsa în România. Totodată, aceștia spun că a trecut un an deja de când Ministerul Justiției al Republicii Populare Chineze și-a dat acordul pentru transfer și totuși acest lucru nu s-a întâmplat. Ghinionul a făcut ca și restricțiile de călătorie din cauza pandemiei de coronavirus să încurce planurile românului. Clujanul este în continuare deținut în condiții inumane. Stabilit în China din 2010, Marius Balo a ocupat postul de profesor la Universitatea din Beijing. În martie 2014 a fost arestat pentru o presupusă infracțiune de fraudă contractuală, iar valoarea prejudiciului a fost de 80 de dolari.